stau pe filele Scripturii scrise atâtea mărturii că Iisus Hristos din slavă în curând iar va veni. Pentru cei ce îl așteaptă va fi zi de bucurie, căci uitând pe veci durerea, vor pleca spre veșnicie. Pentru cei ce nepăsare au stat copleșiți de somn, va fi plânsul și scrâșnirea, însă fără de folos. Noi vedem atâtea semne scrise că se împlinesc, doar puțin ne mai desparte să trăim acel moment. Vine ceasul de încercare peste toți cei credincioși să se deslipească zgura de pe aur în cuptor. Dar așa ca întotdeauna s-or depune mărturii, căci Dumnezeu pe-a lui scapă, căci El e de-a pururi viu. S-a depune mărturie ca în Babilon odată, căci Dumnezeu e același și pe-a lui copii îi scapă. Dar chiar dacă nu ne scapă, cei trei tineri au răspuns: noi nu ne închinăm la idoli, noi ținem credința sus. Noi avem aceeași țintă, să mergem după Iisus, ori prin ce ar trebui să trecem, să ținem stindardul în sus. El ne-a arătat drumul de la Iesle în Ghețimani, la Golgota sus pe deal. Este drumul suferinței de Iisus Hristos trasat. El n-a promis numai soare, cur avea lui copii. El ne-a spus de suferință, de prigoană și de chin. Dar prin orice vom trece, știm că Domnul ne-a promis, căci Dumnezeu pe-a lui scapă din prigoană și din chin. Când o să apară Domnul, vor uita de suferință cei ce l-au iubit pe Domnul și-au păzit a lui credință. N-or mai fi ziduri în cale și nici piedică sub glie, când va fi clipa răpirii, biserica o să-nvie. Ziua aceea nu-i departe, stați veghind, Iisus a spus, ca să nu vă prindă somnul, ridicați privirea sus. Creștini ai veacului din urmă, creștini din veacul cel modern, sub ochii voștri se împlinește ce-i scris în cartea cu profeți. Sub ochii voștri se împlinește tot ce e scris în cuvânt, cu tremur, ciume, foc și foame, război și ciumă pe pământ. Dar
nu numai semnele vremii văzute în cer și pe pământ și urăciunea pustiirii ce vrea să intre în locul sfânt. Când veți vedea că urăciunea în locul sfânt se va așeza, să știți că Domnul e chiar la ușă și în curând va apărea. Atunci nu mai e zăbabă, căci este un timp hotărât, ferice de cei credincioși ce vor răbda până la sfârșit. Voi, frați, surori, din adunare, în care mai arde jarul sfânt, să vină Domnul mai degrabă și să ne ia de pe pământ. Să stați de veche sus pe ziduri, strigând trezire în popor, luptați-vă pentru credința ce-a dat-o Domnul sfinților, odată pentru totdeauna. Nu poate fi modificată, nu poate nimeni scoate o iotă, dar nici cărarea s-o lărgească. Și rămâneți pe temelie și în așezământul sfânt, luptați-vă lupta cea bună, fiți credincioși până la mormânt. Orice v-ar costa în viață, să priviți la răsplătire, că Iisus e foarte aproape, gata, gata ca să vie. Chiar dacă astăzi vărsați lacrimi, chiar dacă crucea vă apasă, dar nu e mult și vine Domnul și suferințele se gata. Cu cât mai grea e suferința și focul în cuptor aprins, cu atât și clipa izbăvirii Iisus Hristos o va grăbi. Priviți prin ochii de credință, Iisus e gata să apară. Strigați cu toții, aleluia, maranata, vino, vino, Doamne, mai degrabă, amin.